Bună seara, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sportul Gorjean. Eu sunt Cătălin Pasăr. În această seară vorbim despre fotbal, vorbim despre Liga 3-a și nu numai, și punem accent pe Vulturii Fărcășești. Poate pentru mulți o surpriză evoluția Vulturilor până acum în acest eșalon al fotbalului românesc. Vă reamintesc că echipa condusă acum de Cătălin Bucă este o nou promovată și a fost învinsă din nefericire pentru jucătorii de acolo abia în această rundă de liderul SCM Râmnicu-Vâlcea. Pe de altă parte, SCM Râmnicu-Vâlcea are un bilanț perfect în campionat. Așadar, a fost cel mai greu meci de până acum. 2-0 pentru echipa din Vâlcea. Despre toate acestea, despre ce urmează pentru Vulturii Fărcășești și ce planuri au reprezentanții acestei formații, vorbim în această seară cu doi tineri fotbaliști. Este vorba despre Fabian Bălășoiu, portar la această formație. Bună seara, Fabian! Bun venit la Sportul Gorjean! Și Alex Tărăbuc, mijlocaș la formația gorjeană. Bună seara, Alex, și bine ai venit la Sportul Gorjean. Așadar, sunt doi jucători foarte tineri, cum vă spuneam, și doi jucători care fac parte din nucleul care, iată, a făcut destule partide notabile până acum și au dus Vulturii pe un loc de play-off. Sunt convins că vreți să rămâneți pe acest loc și la finalul campionatului. Începem cu tine, Fabian. Ce te-a adus? Hai să începem așa. Ce te-a adus la această formație și ce obiective ai alături de Vulturii? Păi, domnul Cătălin Bucă m-a contactat și mi-a propus să vin la echipa la Fărcășești. M-a atras planul, am văzut că este seriozitate și am zis de ce nu să încerc, deoarece am o șansă să prind mintea la Liga 3. Până acum, cum ți se pare acest proiect? Ce ai găsit la echipă? Sunt foarte fericit aici, am găsit oameni pasionați de fotbal, oameni care își doresc să aducă un succes mare echipei și mă bucur să fac parte din acest proiect. Alex, care este povestea ta? Știu că ai jucat la Ripensia, la Șimian. Sunt două nume în fotbalul românesc. Ce te-a dus la Fărcășești? Și la fel, dacă ești mulțumit de ceea ce ai găsit aici și de începutul vostru de campionat, care pentru unii este peste așteptări, poate pentru voi care cunoașteți lotul și ce puteți fiecare, nu. Da, m-a adus aici, am venit de la Șimian și mi-a plăcut proiectul. Am venit aici, am văzut toată lumea implicată la echipă și am zis de ce nu, să ajut aici să ajungem în play-off, unde ne dorim, și să jucăm fotbal. Au fost multe voci care vă cântau prematur prohodul, să spunem, adică ziceau Vulturii nu o să aibă mari șanse, în primul rând că este o echipă nou promovată și întotdeauna formațiile au anumită greutate de a se menține în eșalonul terț, dacă au și un buget limitat și așa mai departe. Ce aveți voi în, nu știu, în plus până acum sau în special și ce v-a oferit acest parcurs? Păi, mister prin antrenamentele lui, care ne determină să jucăm fotbal, și implicarea tuturor oamenilor, plus sprijinul suporterilor, plus sprijinul primarului, domnul primar, ne ajută fiecare. Fiecare plus la echipă este un bonus. Da. Fabian, a venit și prima înfrângere din nefericire pentru voi, chiar în runda precedentă. O înfrângere scontată, dacă vrei, pentru că evoluați cu liderul campionatului. Așa cum am zis, Vâlcea pare o echipă puternică. Sunt chiar așa tari. Ce ai simțit de acolo din teren? Eu n-am jucat acest meci, asta a fost decizia dumneavoastră, dar... A, ai dreptate, da. Stai, greșeala mea, că am văzut pe Dani acolo în poze. Dar oricum, cum da, ai simțit? Cum ai simțit pe cei de la Vâlcea? Cum ai văzut? Într-adevăr, este un adversar puternic, dar probabil dacă ne focusăm mai bine, dacă ne mobilizăm mai bine, reușeam să scoatem ceva. E poate un punct. Cine știe? S-a părut diferența mare între echipe? Nu chiar. Nu. Alex, cum ți s-a părut Vâlcea și dacă, într-adevăr, a fost cel mai greu meci de până acum? Nu, un meci nu a fost așa greu. Doar că au jucători cu experiență, un Dandea, un Rusu, care ajută mult echipa. Dar așa, pe tot parcursul meciului, nu mi s-au părut wow.
să fie desperiat. Puteam scoate și un punct și puteam să și câștigăm. Vâlcea este liderul campionatului cu bilanț perfect până acum. Este de altfel singura echipă din serie cu bilanț perfect. Cum au fost celelalte meciuri pentru voi? Fabian, în derbiul Gorjului a fost declarat pe bună dreptate MVP-ul partidei. 7 intervenții salvatoare pentru tine în acea partidă. La finalul meciului s-a comentat mult dacă rezultatul a fost sau nu echitabil. Cei de la Gilortu, bineînțeles, au zis că n-a fost echitabil, având în vedere paradele tale și numărul mare de ocazii pe care l-au avut. Ce poți să ne spui despre acest meci? Da, a fost un meci greu, dar mă bucur că am reușit să-l ajut echipa să contribui la victorie și să luăm cele 3 puncte. Ai simțit cumva acolo încrâncenarea aceasta specifică celor două echipe din Gorj, singurele din serie? S-a simțit că era un derby de județ, dar am luptat până la final și am luat cele 3 puncte. Ai avut vreun, nu știu, ai simțit că ești în formă în ziua meciului? Povestește-ne puțin despre prestația ta. Sau a fost ceva obișnuit? Totul a decurs normal. Chiar îmi doream să fac un meci bun. Chiar îmi doream să luăm cele 3 puncte, deoarece aveam mare nevoie. Și mă bucur că am reușit să le luăm. Alex, cum ai simțit cealaltă echipă a Gorjului? Da, au jucători foarte buni. O echipă care se bazează pe victorii. Numai pe victorii. Îl cunosc pe Mister care este acolo. Fost antrenor la Șimian, de unde am venit și eu. Exact, da. Și chiar îi știu tot ce vrea și ce să facă la acest club. Chiar, da, au fost jucători buni, dar noi ne-am impus acolo. Rezultatul ți s-a părut echitabil? Din meci a fost, da. De ce să nu? Au avut, într-adevăr, ocazii mult mai mari decât noi. Da, și noi acolo, nu se joacă, da, ambele echipe, până la urmă. Și da. Aș vrea să te întreb pe tine, pentru că ai venit de la Șimian, cum ai văzut tu dispariția, practic, acestei echipe, probabil fiind de acolo, din zonă, te-a durut și pe tine, într-un fel, acest lucru? Da, m-a durut, pentru că luptam pentru promovare, să mergem la baraj, și dintr-o dată să ni se spună că nu se mai continuă la echipă, nu mai au buget, nu se mai implica sponsorul. Și de acolo s-a rupt tot. Acesta a fost principalul motiv pentru da, care așa ni s-a zis pe grup. Viitorul și mine. Așa ni s-a zis pe grup, că de astăzi se desfințează echipa. Să vă căutați altă echipă. Atât. Cum ți se pare din punctul ăsta de vedere, nu știu, viața de fotbalist, să spunem, în Liga 3? Voi sunteți la început de drum totuși. Sunteți niște băieți tineri. Sunt anumite probleme în fotbalul românesc în acest moment? Da, sunt multe probleme, plus altele care, na, vin accidentări poate sau, nu știu, te gândești, bă, nu este ok sau... Dar, într-adevăr, avem un parcurs lung de drum și să jucăm fotbal noi, să fim, ne facem treaba, să ajutăm echipa la care suntem și să meargă treaba, zic. Fabian, tu ai fost lăudat. Ți-am spus înainte de emisiune, portarul Dani Popescu, un portar experimentat care este colegul tău, a zis că ai un mare potențial. Cum e pentru tine să și înveți de la un astfel de om, având în vedere că și el a trecut pe la prima ligă, știe cu ce se mănâncă fotbalul mare, chiar concurența m-ajută. Benefică, presupun. Chiar mă ajută foarte mult să învăț la fiecare antrenament ceva nou de la el. Pe această care îi mulțumesc că are răbdare cu mine și mă învață și îmi dă sfaturi de fiecare dată când este nevoie. Scuze, greșeala mea. Ne vedem și pe Facebook, apropo, ca să știți. Te rog, continuă. Și chiar el fiind cu echipierul meu, îl simt ca pe un antrenor care mă ajută foarte mult. Deocamdată s-a văzut acest lucru, să zicem. Deja ai primit o distincție de cel mai bun jucător al meciului. Spune-mi, ai plecat de la CSM Târgu Jiu. Te-a încercat vreun regret din punctul ăsta de vedere? Nu pot să-i spun un regret, dar mi-este foarte bine aici. Mă înțeleg foarte bine cu echipierii. Mă bucur că avem rezultate bune. Cum ai zis, am avut un început bun de campionat. Dar acum
trebuie să joc la Fărcășești, să mă focusez pe următoarele meciuri și din vară o să revin înapoi la CSM. Și o să văd atunci ce o să fac. Da. Alex, cum ți se pare nivelul Ligii a 3-a, respectiva serii în care ați fost repartizați față de sezoanele precedente? Consider că, nu știu, e o serie mai echilibrată, poate o serie mai ușoară, poate o serie mai dificilă, de ce nu? Cum ți se pare în acest an? Deși au trecut puține etape, dar din câte ai văzut, din câte ți-ai dat seama pe teren cu echipele împotriva cărora ai jucat? Da, este o serie foarte accesibilă, în care oricine poate bate pe oricine. Și aici ne bazăm, noi, în primul rând, să câștigăm toate cele trei puncte la fiecare meci. Să ajungem acolo unde ne-am propus, unde avem obiectiv, mister, cu toți cei din staff. Fabian, ție cum ți se pare seria până acum? Momentan mi se pare o serie echilibrată. Este prea devreme să dau un predict. Au trecut abia 6 etape. Cum a zis și Alex, încercăm să ne focusăm pe următoarele meciuri, să vedem ce trebuie să facem și să luăm cele 3 puncte. Fărcășești este o prezență nouă, de lăudat ce s-a întâmplat acolo, am mai spus asta, de lăudat că avem în primul rând o comunitate care susține fotbalul și de lăudat că într-un timp relativ scurt de când s-au propus anumite obiective, ele s-au și realizat. Iată, formația este acum în Liga 3, după ce a câștigat mai întâi Cupa României, faza județeană, iar apoi campionatul județean. Aș vrea să vă întreb, Alex, cum e atmosfera în zi de meci la Fărcășești? Vorbim totuși de o comună mică din Gorj, dar cu suporterii nimoși. Îi simțiți alături de voi? Cum vi se pare atmosfera în zi de meci? Păi atmosfera este una foarte incredibilă, jur. Ce nu am întâlnit să vină, mai ales de aici, din comună, să vină atâția oameni, spectatori, mulți, foarte mulți. Și ne ajută. Ne ajută că o să vină la meciuri și ne dă acolo moral bun. Înainte de meci, fiecare meci, să câștigăm pentru ei și pentru noi și pentru tot stafful din club. Sincer, te așteptai să găsești așa ceva aici? Sincer, când am venit prima dată, nu mă așteptam, vă dați seama. Dar pe parcurs am văzut că o să vină. Veneau și când aveam antrenament, avem un număr de 10, 12, 15 spectatori la fiecare antrenament, plus domnul primar, plus cei din staff care stau lângă noi. Deci este un proiect foarte bine lucrat și bun la pus la punct. Cum era, uite, te întreb de curios, chiar nu știu, cum era atmosfera la Severin, la meciurile Viitorului? Da, era tot la fel ca aici, veneau mulți la meciuri, mai ales când aveam în cupă, depindeam o echipă, ba de Liga 2 sau de Liga 3, nu conta, dar aveam susținere și acolo, de ce să zic ce nu e de zis. Ai făcut parte din echipa care a eliminat Viitorul Târgu Jiu? Da, atunci, da. În Cupa României? Da. Cum a fost meciul acela? Adică consider că a fost, nu știu, putea fi un punct de pornire pentru formația voastră atunci. A fost o performanță destul de bună pentru Șimian, care încet, încet își propunea să aibă și un buget mai mare și pretenții mai mari și chiar, așa cum bine ai punctat cu Ale Stoica, a fost o perioadă bună. Da, a început meciul, am avut și noi ocazii și ei ocazii și până la urmă i-am bătut. Gen, na, nu era o echipă de speriat. Noi când am jucat, acum am jucat mai puțin. Acum, da. Nu sunt acolo să vorbesc. Da. Se joacă pe principalul din Severin, totuși. Aceeași întrebare pentru tine, Fabian, din punct de vedere al suporterilor, cum ți se pare susținerea și dacă te așteptai ca la Fărcășești să găsești un sprijin de asemenea natură? Văd meci de meci că este o susținere imensă, să vin foarte mulți spectatori, stau și în picioare pe gardul, să spun așa, și se uită la meci, tribunele sunt pline și asta ne bucură, le mulțumim. Și se vede că din 3 meciuri acasă avem 2 victorii și un egal, nu? Și le mulțumim că ne ajută. Care ar fi ingredientele ca voi să vă mențineți pe acest loc și cât consider tu că e de greu ca echipa la finele sezonului regular să rămână în primele 4 formații? Momentan trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să tragem tare de noi la antrenament și să ne concentrăm pe următoarele meciuri. Să uităm înfrângerea de vineri, poate și meciurile bune care le-am făcut înainte sau meciurile mai puțin bune și cum mai e să ne concentrăm pe următoarele meciuri. Să luăm totul pas cu pas. Alex,
ce vă trebuie să rămâneți acolo în play-off? Bineînțeles, înainte de toate trebuie să fiți sănătoși, că asta este cel mai important. Păi, muncă, seriozitate și devotament în plus. Plus ce ne ajută mister pe la echipă să ne dea multe sfaturi și toate cele. Eu zic că o să ajungem să fim și în primele patru după seria asta. Sincer, din câte ai văzut tu, care echipe ți se par principalele, hai să zicem, contracandidate? Deși dacă la început Pultuii Fărcășești nu era acreditată printre favorite, evident, printre favoritele la primele patru locuri, poate acum cu aceste evoluții, antrenorul Cătălin Buc a zis direct: eu îmi propun play-off-ul ca să avem un obiectiv îndrăzneț și noi, investiari, vorbim despre play-off. Asta nu înseamnă că nu luăm fiecare meci în parte și ne concentrăm și rămânem conectați și cu picioarele pe pământ. Dar din câte ai văzut tu, care ar fi cele mai puternice formații care sigur se vor bate la locurile astea? Vâlcea, evident că e obiectiv declarat, promovarea și așa mai departe. Păi ar fi Filiaș, îi văd acolo. Nu cunosc bine Speed Academy. O să aveți ocazia acum. O să avem acum ocazia. Și sper să fie și Gilor totul Gârbânești. O echipă foarte bună, de ce să nu zic asta? Chiar s-au luptat, am văzut că m-au pierdut la Filiaș. Greu. Și pentru mister de acolo, vă dați seama, este greu. Dar eu zic că noi o să fim în play-off. Doamne ajută! La Jiul Petroșani a fost iarăși un penalti care a fost văzut doar de arbitru confruntării de acolo. Am văzut și eu de mai multe ori faza. La fel, antrenorul Cătălin Bucă spunea că puteați avea mai multe puncte, adică în gândul lui mai puteau fi două victorii. Simți că a fost cazul, ați fost dezavantajați, puteați avea o zestre chiar mai mare până acum? Da, sincer, da. Pentru cum am jucat și multe ratări și felul cum am jucat noi ca echipă, da, zic că am fost dezavantajați foarte mult. Acolo când ne-a dat penalti, a început să râdă arbitru. A început să râdă arbitru după ce a dictat penalti? Da, da, da. Interesant, da. Se mai întâmplă și în fotbal. La câte am văzut în handbal în ultima perioadă, nu mă mai miră nimic, dar în fotbal nu mai auzisem de astfel de gesturi în ultima perioadă. Deci în ultima perioadă, ca să punctez asta, Fabian, cam care crezi că ar fi principalele adversare la primele patru? Momentan nu cunosc toate echipele, dar cum a zis și Alex, Filiaș pare că are o echipă bună, o echipă puternică și Cărbunești are șanse. De Speed, cum a zis și el, ne întâlnim vineri și vom vedea atunci. Ok, citim și un comentariu de la Alin Poenaru, care coordonează acum secția de fotbal de la CSM Târgu Jiu. Uite, te felicită, spune că ești un băiat extraordinar. Felicitări, Fabian, un băiat extraordinar cu care am lucrat și mă bucur că am luat decizia de a-l împrumuta la Fărcășești, unde este un antrenor foarte bun care dă credit tinerilor. Cum e pentru un portar? Rădeam că înainte de emisiune mi-a zis Dani Popescu că poate o să ai emoții. Vreau să te întreb, că de obicei se spune că portarii sunt mai nebuni, așa, dar pe de altă parte, tot portarii trebuie să aibă mereu, nu știu, mintea liniștită, să fie tari din punct de vedere psihic. Cum e să ai încredere de la antrenor și să lucrezi într-un mediu în care știi că ești apreciat totuși? Mă ajută foarte mult și domn antrenor Cătălin Bucă și Daniel Popescu și antrenorii mei de la CSM mi-au dat încredere foarte mult sezonul trecut când am ales să vin la CSM și le mulțumesc că m-a ajutat foarte mult. De cât timp practici fotbalul? Cum te-ai apucat și când ai decis sau cine a decis că e cel mai bine să stă în poartă? Toți copiii jucăm, am un joc de mic în fața blocului. Și fac pariu că nu stăteai în poartă direct prima dată. Ba. Da? Uite, înseamnă că e natural. Jucam cu ai mari și dacă eram cel mai mic, mă băga pe mine în poartă. Și tu ai vrut să fii portar? Păi, dacă tot am început portar, am zis să merg până la cap. Foarte frumos. Și de la ce vârstă ai început fotbalul în mod organizat, adică antrenamente și așa mai departe?
12-13 ani, cam așa, organizat mai târziu, dar ți-am zis, fotbal în fața blocului de mic. Se mai juca fotbal în fața blocului atunci? Da. Frumoase vremuri, frumoase vremuri, le-am prins și eu. Ok, hai să vedem, spune și povestea ta, Alex, cine te-a dus prima dată la fotbal, sau mă rog, dacă te-ai dus singur, cum ai început și așa mai departe. Și joci acum mijlocaș central, da? Închizător de multe ori. Dacă acest post ți se pare cel mai potrivit pentru tine, știu că de multe ori fotbaliștii zic că joc unde mă pune antrenorul sau na, au discuții sau sunt polivalenți, că sunt cazuri în care fotbaliștii sunt polivalenți și așa mai departe. Tu, care e povestea? Păi, am început fotbalul la 7 ani, la mine în Severin, la Sport Kids Drobeta. Ulterior am ajuns la grupele de republicani Under 17 la Luceafăru Drobeta, Tonu Severin. Și apoi am făcut pasul către Ripensia Timișoara, la Liga 2. Și ulterior am ajuns la Vitorul Șimian și apoi aici. Cine a hotărât că cel mai bine stă la mijlocul terenului? Presupun că antrenorii văd, pe baza calităților tale, cam ce te recomandă să fii acolo. Da, prima dată m-am început ca atacant. Și apoi, la vârsta de 13-14 ani, am jucat mijlocaș central defensiv. Și de acolo mi-a plăcut să schimb jocul, să dau pas. Și mi-a plăcut acolo. Mulți antrenori m-au pus să joc acolo și acolo mi-a rămas poziția. Dar acum dacă mă pune mister să joc și fundaș stânga sau fundaș dreapta, joc și acolo, vă dați seama. Lupt pentru echipă. Cum a fost experiența la Timișoara? Cât ai stat acolo și ce ai simțit când ai jucat pentru Ripensia? Am stat 2 ani. Am jucat acolo, da, o atmosferă foarte bună, până într-un timp, când nu au mai plătit salariile și mulți jucători au început să depună memorii și de acolo s-a rupt tot. Ți-a fost greu pentru prima dată să te acomodezi într-un alt oraș? Ai plecat de la Severin la Timișoara. Da, mi-a fost greu, vă dați seama că nu știi pe nimeni, nu te duci acolo, nu cunoști, nu. Aveai atunci câți ani? 16 ani. 16 ani. Deci, dacă este să ne uităm puțin în spate, cu ce ai rămas? Adică, care sunt lucrurile bune pe care le-ai luat de la Timișoara? Păi, am învățat să muncesc mult mai mult prin antrenamentele care se făceau acolo. Era un stadiu foarte bun și de pregătire și de antrenamente. Teren bun, bază, tot. Și de acolo am încercat să pun tot la minte. Aveam jucători cu experiență și de acolo am învățat și eu. Luam de la fiecare. Nu poți da un exemplu? Ce jucător te-a marcat, să spunem așa, de acolo? Ce te-a, sau care te-a învățat? Ți-a dat sfaturi și așa mai departe? Da, Cristian Gavră. El m-a ajutat să trec mult peste când alți jucători mai cu experiență, să zic așa, mă certau și în teren și în astea și mi-a zis să bag capul în pământ, să joc fotbal și să fac ce-mi place. Te-a întărit experiența de la Timișoara? Da, sincer, da. M-a întărit foarte mult. Prin antrenamente, prin jocuri în picioare, prin experiență acumulată. Nu chiar foarte multă, dar am acumulat. Părerea ta, și revenim la problemele noastre și la echipa noastră din Goj, dar aș vrea să te întreb, că uite, tu ai plecat foarte tânăr la Timișoara de la Severin. Poate și faptul că nu era o echipă mare atunci la Severin, nu? De fotbal era în momentul de față? Nu. De ce crezi că, nu știu, a fost la un moment dat și pe municipalul acela o echipă de primă ligă? De ce crezi că la Severin, nu știu, fotbalul nu evoluează mai mult la nivel de seniori? Pentru că cei de acolo, de la primărie, nu se implică. Nu vor să facă echipă. Dacă voiau, aveau acum echipă și puteau să o țină și la Liga 1. Cel puțin un an, doi, că eu zic că dacă aveau și sponsori și de toate, zic că aveam echipă și acolo. Deci autoritățile locale nu sunt mari amatoare de fotbal, să spunem așa, fotbalul de performanță. Ok, da. Haideți să vorbim puțin despre meciul viitor, deși ați avut prima înfrângere. Stați totuși bine în clasament și, așa cum spuneam, sunteți pe loc de play-off. Încă, bineînțeles, este devreme în sezon. Liga 3 este destul de îmbârligată din punct de vedere al sistemului, dar invincibilitatea de acasă e încă acolo. Fabian,
ce trebuie să se întâmple în acest meci ca să rămâneți neînvinși pe teren propriu. Spirit Academy Pitești, o echipă despre care ai zis că nu știți mare lucru, dar ce să se întâmple la voi în sânul formației? Da, întâlnim o echipă puternică, dar sunt sigur că dacă ne mobilizăm cum trebuie, vom reuși să aducem un rezultat pozitiv și să bucurăm fanii de la Fărcășești. Tu ești unul dintre jucătorii care au evoluat și în Liga 3. Cum ai văzut tu? Nu au spus acuzațiile, că ce faceți voi este perfect regulamentar. Asta trebuie echipa să se... Da, la echipa 2. Asta trebuie să se să înțeleagă toată lumea. Cei de la Unirea Țânțăreni au fost extrem de supărați, deși au coborât mereu jucători de la Liga 3 spre Liga 4, drept dovadă bilanțul de la Vulturii 2-5 victorii și un singur rezultat de egalitate. Este o echipă neînvinsă, așadar în fotbalul județean. Ești unul dintre oamenii care joacă și la, și la formația secundă. Cum ai văzut supărările celor de la Unirea Țânțăreni după un meci la limită, sunt ironii, bineînțeles, 5-0 pentru Vulturii acolo? S-au supărat că, nu știu, ați fost mai bune, ați venit cu prea mulți jucători de la Liga 3 și așa mai departe. Justificate în opinia ta? Părerea mea este că sunt supărări nejustificate. Noi avem un lot subțire. Nu ne permitem să avem o echipă diferită la Liga 4 față de cea de Liga 3 și de aceea coborăm foarte mulți jucători. De aceea vin și eu, când mă cheamă mister, mă duc cu cea mai mare plăcere să ajut echipa. Vă este greu, sincer, să evoluați și acolo și în fotbalul județean? Momentan, vorbesc cu numele meu, mie nu mi-este greu. De colegii mei, nu știu ce să zic, probabil lor le este că au și servici. Cam majoritatea seniorilor au un serviciu pe lângă, pe lângă fotbal. Și poate lor s-ar putea să le fie mai greu. Spune-mi sincer, e diferență mare între Liga 4 și eșalonul terț? Sincer, este o viteză în plus, este altă dorință, altă mentalitate și se vede în terenul ăsta. Ok. Alex, vorbim tot de meciul cu Speed Academy acum, să le reamintim și suporterilor care sunt sigur că vor fi în număr mare alături de voi încă o dată. Vineri de la ora 15 se joacă partida de pe stadionul din Fărcășești. Cum vezi tu acest duel și rămâne aceeași întrebare, cum face să rămâneți, Doamne ajută, ne învingi tot sezonul dacă se poate pe teren propriu? Păi da, ala avem pe domnul Cătălin Bucă, care ne în drumul să câștigăm, să luăm toate cele trei puncte. Și asta ne dorim și noi, să facem fericiți toți fanii care vor veni. Nu știu prea multe despre Speed Academy, dar nu trebuie să-i luăm în nume de rău și să ne lăsăm jos. Trebuie să luptăm, să punem piciorul și să jucăm fotbal. Să luăm toate cele trei puncte. Cum ți se pare antrenorul Cătălin Bucă? Un antrenor foarte bun, cu o dorință foarte mare și ne și ajută pe cei tineri și pe noi, care suntem puțin mai mari. Ne ajută foarte mult. Fabian, tranziția asta de la junior spre seniorat, cât e de dificilă pentru tine? Într-adevăr este dificilă, dar sincer m-a ajutat foarte mult și domnul Cătălin și Daniel Popescu m-a ajutat foarte mult și le mulțumesc. Mă bucur că am reușit să o fac să pară mai ușoară, mai ales în meciul cu Cărbunești. Depinde și ce la ce echipă, cu ce pretenții te duci. Deoarece dacă te duci la o echipă cum ar fi noi în momentan la început nu aveam pretenții. Dar ușor, ușor au crescut și pretențiile pentru play-off și va necesita mai multă implicare și din partea mea și din partea cu echipierilor. Referitor la acest subiect, Alex, crezi că vreodată, nu știu, v-a subestimat cineva până acum în această serie? Sau veți avea piață mai grea de acum înainte, având în vedere bilanțul vostru? Eu cred că ne-au subestimat multe echipe. Eu așa țin să cred, pentru că au zis că suntem o nouă promovată și nu au jucători sau nu au experiența acumulată. Dar le-am arătat că suntem o echipă foarte bine antrenată și cu experiență și suntem acolo.
și vrem să ne batem pentru play-off. Având mai mulți ani în Liga 3-a, ție cum ți se pare actualul sistem competițional? Da, un sistem bine pus la punct. Pe părerea mea, acum nu știu. Alții au, poate au o altă părere. Dar eu zic că este un sistem foarte bun. Numai dacă mă gândesc la cum se promovează, aici nu-mi place mie. Baraj peste baraj peste baraj. Da, trebuie să din treci. Din punctul ăsta de vedere. Sunt două semifinale, o semifinală, apoi finală și tot așa. Da, Fabian? Eu momentan nu am prea multă experiență în Liga 3, nu știu ce a fost în sezonul trecut, dar... La fel. Cam tot asta a fost în sezonul trecut, să-i spun eu. De părere că sistemul este bine pus la punct. Cum ai zis și tu, mai ciudat cu promovarea. Ok. Este și Cupa României începută în județul Gorj. S-au disputat astăzi două partide. Mâine joacă și CSM Târgu Jiu la Roșia de Amaradia, o formație de Liga 5. Vă spun aceste lucruri deoarece una dintre colegele voastre de serie CSO Filiaș, cu doi gorjeni la timon atunci, Mario Găman și Bobi Staicu, reușea să se califice în sferturile competiției nu de mult. Acum câțiva ani a fost o performanță, bineînțeles, foarte lăudată de toată lumea și aș vrea să vă întreb, Alex, dacă vă gândiți și la, nu știu, Cupa României, mă rog, și în viitoarele ediții, să faceți o astfel de performanță, dacă mai rămâneți la Fărcășești, asta e ipotetică, știi? Păi da. Sezonul ăsta, din câte știu, nu suntem în Cupa României, dar de ce nu? Sezonul viitor, nu știu, să ne gândim să ne propulsăm și acolo, să fim foarte buni și acolo, să câștigăm, să avem meciuri. Vedem și cum este în Cupa României. Eu, din ce mi-a dorit, eu aș vrea să ajung și în grup, în faza de grupe. De ce au fost și echipe din Liga 4 care au ajuns. Am avut șansa cu echipa de cei de la Șimian să ajungem acolo, dar nu a fost să fie și asta a fost. Știu că viața unui fotbalist e imprevizibilă din punct de vedere al carierei, contractelor, accidentărilor, Doamne ferește. Te vezi la Fărcășești și în sezoanele următoare? Pe planul meu sportiv, eu aș vrea să avansez. Și, firesc. Da. E o dorință firească. Da, aș vrea să avansez, să urc cât mai sus, să ajung la o echipă de Liga 2 sau, de ce nu, Liga 1. Dar prin muncă și seriozitate și devotament. Atât. Ți s-ar părea imposibil să ajungă Vulturii în Liga 2 și tu cu ei? Sincer, nu, dar sunt doar câteva etape, nu pot să pronunț acum că poate se întâmplă sau poate nu. Noi, ca colectiv de grup și toți cei din staff, noi asta ne dorim, să ajungem la baraj și acolo în play-off să ne luptăm. De ce nu? Dacă este să vină și promovarea, de ce să nu fie? Fabian, sunt sigur că îți faci și tu planuri, deși ești la vârsta majoratului. Unde te vezi în următorii ani? La Fărcășești, la CSM Târgu Jiu? Chiar mai în față, cine știe? Momentan să vedem până vară cum joc în acest sezon. Din vară voi vedea mai departe după ce îmi expiră împrumut. Vă dați seama că doresc să joc la nivel înalt, Liga 1, de ce nu, ligile europene. Totul pornește cu un vis. Da. Și e bine să ai idealuri cât mai îndrăznețe. Hai să facem în ultima parte a emisiunii și o autoevaluare, așa. Deși, repet, sunteți încă jucători care sunt convins că conștientizează că mai au multe de pus la punct, dar tocmai aceasta, din punctul vostru de vedere, Fabian, care sunt punctele tale forte până la vârsta asta, calitățile pe care le ai și unde crezi tu că mai este loc de îmbunătățire? Nu se uite cei de la Speed Academy să nu știe etapa viitoare. Eu sunt de părere că am un mental puternic care mă ajută foarte mult. Calitățile de portar, de explozia și ce ar mai trebui să lucrez, probabil jocul de picior, inteligența în teren, să intuiești anumite faze. Da, da, da. Cam atât.
Uite ce spune Daniel Popescu. Maxim 2 ani Liga a doua, Fabian. Da, Doamne ajută, de ce nu? Ok, Alex, hai să vedem la tine. Ce, care consider că sunt punctele tale forte, unde crezi tu că mai e de lucru? Păi punctele forte pot spune că sunt, este de posedarea în teren, prin faptul că joc mijlocaș central defensiv la închidere și viziunea în teren. Și punctele care mai trebuie lucrate, tot la fel. Trebuie să fiu mult mai rapid în gândire, trebuie să joc mult mai repede. Și cam atât, da. Să mai lucrez la rezistență. Dar cu timpul cred că o să lucrez și o să fie totul bine. Modele aveți din fotbal autohton, din fotbalul mare și așa mai departe. Fabian? Din România îmi place de Horaț Moldovan. Din străinătate pot să zic Navas, chiar urmăresc de mic. Keylor Navas. Da, da, da. Ederson, Neuer și mulți alții. Ce părere ai de alegerea lui Horațiu Moldovan de a se duce la Atletico Madrid, acolo unde era unul dintre cei mai buni portari din lume, părerea mea, Oblak? Atletico, nu pot să refuz Atletico Madrid, orice ar fi. Am văzut că acum a plecat la Sassuolo, a jucat foarte bine, a luat omul... Corect, lunii, așa e. Dacă nu mă înșel. Da, a fost omul partidei. Nu știu dacă e jucătorul lunii, dar știu că a fost omul partidei odată. Așa am văzut. Poate ai dreptate, dar dacă... Este un pas în față pentru el. Un pas în față, da. Deci spui că poate lua aceeași decizie dacă e să te bați cu unul dintre cei mai buni. Nu refuză Atletico Madrid. Da, mie mi s-a părut curioasă, am și comentat aici pe pagina personală că nu o să aibă nicio șansă să joace la Atletico Madrid. Asta nu înseamnă că a procedat greșit, sunt sigur că poate să învețe, a fost o experiență și aceea de la fosta campioană a Spaniei și o echipă care nu mai are nevoie de nicio prezentare, Atletico Madrid. Alex, admir pe cineva din fotbalul intern, respectiv din fotbalul extern? Da, de ce să nu? Îl admir foarte mult pe Rodri și Kevin De Bruyne. Doi coechipieri. Da, plac foarte mult. Din fotbalul nostru îl admir mult pe Șut de la FCSB. A fost și pe la noi, pe la Târgu Jiu, Șut. Da. Nu anticipam că o să aibă această creștere. Robert Băleț, unul dintre oamenii care l-au găsit pe Șut, puțin știu asta, a anticipat că o să fie un jucător de valoarea, cel puțin de valoarea asta, care o să ajungă un internațional, iată că a fost, în afară de Șut. Cam atât. Da, atât. Bun, da, e bine să avem și modele și din fotbalul intern și din fotbalul extern. Spuneți-mi, bine, la început de carieră, tu ești mai în vârstă puțin, Alex, cu tine încep. De ce ar mai avea nevoie un fotbalist, nu neapărat la Fărcășești, în fotbalul acesta autohton, nu știu, mai mult sprijin? Ai trecut deja pe la echipe care s-au lovit de probleme financiare, nu știu cum să reglăm aceste aspecte. Ca tânăr fotbalist la început, de ce crezi tu că mai este nevoie? Vorbim mai și de îmbunătățiri și pentru ca jucătorul să se simtă mai protejat, să nu mai dea de... vedem și la viitorul Târgu Jiu, de fapt, de jucători neplătiți cu lunile și așa mai departe. Păi prima dată când te duci la un club, trebuie să fie seriozitate și din parte financiară și din parte de sprijin al antrenorilor sau al conducerii, de ce nu? Și nu știu ce... Vă dă seama acum că trebuie să fii tu mental și psihic bine, să joci meci de meci și să îți dorești să ajungi fotbalist, să pleci de la echipa X și să ajungi la echipa Y. Sincer, din punct de vedere salarial, ți se pare că ești remunerat ok sau crezi că dacă prestațiile tale vor fi din ce în ce mai bune, o să ajungi să câștigi și atât cât îți dorești? Că omul tot timpul vrea mai mult, indiferent de ce domeniu. Da, în momentul de față este ok, de ce nu? Dar cu timpul cred că o să prim mult mai multă experiență și mult mai multe cele de fotbal, deși de a juca, și atunci vă dați seama, o să fie alte pretenții. Corect, frumos răspuns. Fabian, ce crezi tu că
ar avea nevoie un tânăr ca tine să se dezvolte? Și dacă ai lipsuri până acum, dacă îți lipsește ceva? Momentan simt că nu lipsește nimic, dar un tânăr fotbalist are nevoie de sprijinul antrenorului, a echipierilor și sprijinul financiar, deoarece trebuie să te focusezi pe fotbal, să nu încerci să-ți cauți sprijinul financiar din altă parte. Și toată lumea știe că în România este greu, dar eu cu Alex, cu echipele noastre și alți copii din alte orașe, din alte județe, încercăm norocul. Crezi că proiectul CSM Târgu Jiu, ideea de CSM Târgu Jiu, poate revitaliza o parte din fotbalul gorjean, pentru că Vulturii Fărcășești, Gilortul Târgu Cărbunești sunt echipe care contribuie la dezvoltarea fotbalului din Gorj. N-aveam nici formații de Liga 3 acum câțiva ani, n-aveam nici formații de Liga 2, să nu cream de cineva că îi doresc rău Viitorului. Dacă Viitorul se pune pe picioare, Doamne ajută, să stea la Liga 2, de ce nu să urce în Liga 1? Știu că acolo este o investiție strict privată, cunosc oamenii de acolo, mă înțeleg foarte bine cu unii dintre ei, apreciez ca profesioniști și așa mai departe. Deci, parte de mine gândul acesta. Este ideal să ai echipe la toate eșaloanele ca să construiești o piramidă. Dar revenind la întrebare, crezi că proiectul CSM Târgu Jiu, pentru că de când a dispărut Pandurii, nu s-a mai creat oarecare emulație aici, poate readuce și oamenii la stadion și un nivel de performanță mai bun și așa mai departe? Da, de ce nu? Chiar am încredere în ei. Până acum, un sezon, m-am pregătit cu ei și în această pregătire de vară și le cunosc targetul, le cunosc planul, cunosc că sunt oameni serioși, pasionați de fotbal, determinați să facă performanță și chiar am încredere că cine știe poate chiar aduc fotbalul de Liga 1 la Târgu Jiu. Doamne ajută, bine ar fi. Te vezi în următorii ani aici? Da, de ce nu? Vă dați seama că doresc să stau acasă, să stau alături de familia mea și să continui la nivel înalt în fotbal. Cât de frumos ar fi pentru tine să joci cu un stadion plin sau cu mulți suporteri din orașul natal? Adică ar fi un prim capitol de început? Ar fi un vis devenit realitate. Cred că asta și-ar dori orice fotbalist la început de drum. Da. Alex, evident mi-ai spus că planurile tale sunt să crești eșaloanele. Vreau să te întreb, sunt sigur că aveți foarte mulți prieteni fotbaliști, așa se întâmplă, mai țineți legătura. Vorbeai și despre sfaturile pe care ți le-a dat Cristian Gavra și este un fotbalist respectat, recunoscut. Consider că este mult mai greu să faci față la Liga 2 decât la Liga 3 sau diferența o fac, nu știu, micile detalii, pregătirea fizică și așa mai departe, te întreb. Păi, primul este pregătirea fizică și psihică și totul deține doar de tine. Cum te pregătești, cum joci, cum te antrenezi. Și atunci îți dai seama, bă, dacă sunt aici, în Liga 3 și vreau să joc la Liga 2, trebuie mult mai mult. Și tot așa, la Liga 1 tot la fel. Trebuie să muncești mult mai mult. Da. Haideți să vorbim și în... mai sunt 5 minute rămase. Haideți să discutăm puțin și despre ce faceți în afara fotbalului, înainte să vă întreb de echipa națională. Trebuie să vă deconectați și de la fotbal, da? Din când în când, Fabian, dacă nu ai antrenamente, joci meciuri sau nu te gândești la fotbal, sau poate rămâi tot timpul conectat la fenomen, nu știu. Ce faci ca să te relaxezi? Nu știu, momentan încerc să combin fotbalul cu școala, deoarece sunt clasa 12 și anul ăsta în Bacu. Tu n-ai timp de relaxare. Bă, pot să zic că am puțin. Și atunci ce faci în timpul ăla? Cred că mă joc jocuri video cam. Ah, bun. Gaming. Tot FIFA sau? Da. Ca noi toți. Alex, cum te deconectezi? Da, fenomenal. Păi, mă duc acasă, stau cu familia, cu iubita. Îmi petrec timpul cu cei de acasă și am atât. Cu minte, nu? Da. Adică liniștit, așa, nu,
de alte hobby-uri. Hai să vă întreb și de echipa națională în scurtul timp rămas. Evident, toți ne dorim o prezență la un nou turneu final. Ați văzut ce emulație s-a creat odată cu prezența la Euro. Ne-am simțit din nou pe harta fotbalului mare și noi suporterii, dar mai ales fotbaliștii. Și da, stafful și toți de acolo ne-au făcut o bucurie. Acum Mircea Lucescu este antrenorul primei reprezentative. Rezultate bune în Nations League. Urmează două confruntări, Cipru, Lituania. Fabian, te uiți la echipa națională da, și dacă da, ești încrezător că pot repeta o nouă performanță da, similară cu cea din vară? Îi urmăresc și îi susțin, chiar am încredere că ne pot face iar mândri. Și trebuie să le oferim cât mai mult sprijin, deoarece au nevoie. Da, știi că noi suntem cărcotași acum, pe sprijin. Glumea asta. În România este foarte ușor să decazi de la, de la erou la un om care are, nu știu, nevoie de îmbunătățiri și așa mai departe. În general, românii sunt foarte duri când omul e căzut. În loc să ridice, îi mai dau un șut, dar ne-au obișnuit aceste lucruri. Te încumezi la un pronostic? Câte puncte luăm din cele două deplasări, Cipru-Lituania? Eu zic că 6. 6. Bine ar fi. Alex, ce părere ai? Tot la fel, 6. Crezător. Cum ți se pare actuala națională a României față de ultimii ani și cât de importantă ar fi o nouă prezență la un turneu? La un turneu final n-a mai fost din 98 la un campionat mondial. Eu eram mic prin 98, să nu mai spun din 94, dar știu că mi-a oferit o bucurie imensă. Păi da, acum cu domnul Lucescu, eu zic că o să facă o figură foarte frumoasă, plus că are atâția ani de, în spate de carieră foarte bună. Și cred că o să ajungă. Bine ar fi. Băieți, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această seară. Mult succes alături de Vulturii Fărcășești. Ce să vă zic? Să promovați în Liga a doua. Până la urmă, ăsta e maximul. O să le dați bătăi de cap autorităților locale de acolo, comunității, dar sunt sigur că oamenii vor să câștigați în fiecare meci și e ceva firesc. Iar pe plan personal, să progresați și să ajungeți unde vreți. Mi-a făcut plăcere să vorbesc cu voi în această seară. Domnilor, punem punct aici emisiunii noastre Sportul Gorjean. Eu sunt Cătălin Pasăre. Ne revedem în fiecare marți de la ora 21. Până atunci, să aveți o săptămână liniștită.